Ședința de învestire a noului Consiliu Local al municipiului Călăraș a avut loc vineri 23 octombrie, începând cu ora 12. În cadrul ședinței a depus jurământul și noul primar ales, Marius Dulce. Instituția prefectului a fost reprezentată la eveniment de subprefectul Ion Stan. În urma alegerilor locale din data de 27 septembrie anul curent, PSD a obținut 9 mandate de consilieri locali, PNL 7 mandate, PMP 2 mandate, Pro-România 2 mandate și un mandat USR. Astăzi participăm cu toții la ceremonia de constituire a Consiliului Local al municipiului Călăraș. Aș vrea înainte de toate să ne ridicăm în picioare, să ținem un moment de reculegere în memoria fostului primar Drăgulin Ștefan. Dan Drăgulin Ștefan, vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local are următoarea ordine de zi. 1. Depunerea jurământului de către consilierii declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de judecătorie, conform articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 59 din 2019 privind codul administrativ, modificată și completată. 2. Depunerea jurământului de către primar. Declararea Consiliului Legal Local ca legal constituit va fi constatată prin ordin al prefectului. Și avem în anexă lista consilieri locali aleși și validați ai municipiului Călăraș, județul Călăraș. Dragu Nicolae, Partidul Social Democrat. Mușat Liviu Gabriel, Partidul Social Democrat. Stoian Gheorghe, Partidul Social Democrat. Raiu Anișoara Iuliana, Partidul Social Democrat. Dinu Florian, Partidul Social Democrat. Filimon Carmen, Partidul Social Democrat. Ivan Ciuviolet, Partidul Național Liberal. Croitoru Camelia, Partidul Național Liberal. Călin Marius, Partidul Național Liberal. Buzea Mircea Romeu, Partidul Național Liberal. Niță Andrei Bogdan, Partidul Național Liberal. Coman Liviu, Partidul Mișcarea Populară. Buzoianu Toni, Partidul Mișcarea Populară. Chirița Alexandru, Partidul Pro-România. Sârzea Vlad George, Partidul Pro-România. Și Mirescu Costin de la USR. Subționatul Sârzea Vlad George, consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Călăraș, județul Călăraș, și în conformitate cu articolul 117 din Ordonanța de Urgență numărul 57 de 2019, cu modificările și completările următoare, depun următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele localității municipiului Călăraș. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și începerea mea pentru binele locuitorilor municipiului Călăraș. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Călăraș. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea
pentru binele locuitorilor municipiului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac tot, să fac cu credință tot ceea ce stă în putere și principerea mea pentru binele locuitorilor municipiului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării. Să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și perceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Să depună jurământul pe primarul ales al municipiului Călăraș, Dulce Marius Gâmbeală. Subsemnatul Dulce Marius Grigore, primar al municipiului Călăraș, județul Călăraș, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnule subprefect, domnule președinte al Consiliului Județean, doamnelor și domnilor consilieri, este timpul să punem capăt alegerilor locale. În acest moment este bine să facem așa cum am jurat, să ne gândim la locuitorii Călărașului, să ne gândim la acest municipiu, pentru că trebuie să-l dezvoltăm. Trebuie să spunem că avem proiecte în derulare, trebuie să spunem că avem nevoie de proiecte în continuare. Vom face ce este bine lăsat și bine făcut și le vom continua, dar în același timp, cu ajutorul dumneavoastră, al consilierilor, trebuie să dezvoltăm orașul. Trebuie să fim o echipă, trebuie să faceți și îmi doresc să faceți o opoziție constructivă, așa cum am făcut noi în mandatele trecute, pentru că prioritatea noastră nu mai este lupta politică, lupta politică locală, este să dezvoltăm orașul. Eu vă mulțumesc și vă asigur de tot sprijinul meu și trebuie să dezvoltăm acest oraș ca să fie un oraș european. Vă mulțumesc și am încredere în dumneavoastră.